zero taxe pe salariul minim e posibil să-l vedem în Horeca, iar despre acest subiect discutăm astăzi cu domnul Ion Biriș, de la Hora, care practic reprezintă sectorul, este președinte la Hora, Ruslanda Târlescu, partener PwC, și domnul Tănase Stamule, profesor la ASE. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Ia. Pentru început, domnule Biriș, dumneavoastră presupun că sunteți un susținător al acestei idei de zero taxe pe salariul minim pe sectorul dumneavoastră. O numesc, practic, eu mai mult o facilitate, pentru că atunci când se aplică prima dată într-un singur sector, asta este, e facilitate. Care sunt motivele pentru care ar trebui să se aplice în Horeca? Bună ziua! Problema e un pic mai complexă. În primul rând, eu reprezint aici o industrie care, după ultimele informații, este printre sectoarele cele mai afectate de această pandemie. Și în dialogul pe care l-am avut cu guvernanții, am încercat să găsim modalități de a susține o revenire a acestei industrii. Au fost schemele de ajutor de stat care au funcționat cum au funcționat, în sfârșit ajutor de stat impropriu, dar modalitățile prin care s-au găsit diverse metode să fim ajutați. În momentul de față suntem într-un moment de revenire, business-urile au reînceput și ne lovim de o problemă majoră dinspre partea, adică lipsa forței de muncă. Toată această pandemie, pe lângă pierderea efectivă pe care ne-a produs-o, în momentul în care am revenit, ne confruntăm cu o criză care nu am avut-o niciodată în ultimii 20 de ani. Deci este cea mai gravă situație din punct de vedere al forței de muncă. Această măsură cu introducerea impozitului zero pe salariul minim a fost vehiculată, în sfârșit face parte din programul de guvernare actualei coaliții, fără să fie nominalizată o ramură a industriei în care ea să fie aplicată. Atunci, existând intenția de a avea acest pilot, să-i spunem, coroborată cu situația în care noi ne aflăm acum, a dus ca noi să putem să avem această solicitare în care să fim aleși. Inițial discuția a fost făcută și pentru agricultură, sau doar pentru agricultură, după aia a fost făcută și pentru industria Horeca. Oricum, ideea a fost că noi am venit cu această solicitare care ne-ar da nouă posibilitatea ca fără să creștem plafon sau sumele alocate salariilor pentru operatorii din industrie către angajații noștri să poată ajunge o sumă mai mare de bani. Lucru care sperăm noi ne poate face pe noi să ne fie mai ușor în păstrarea forței de muncă actuale și recrutarea de noi salariați. După informațiile pe care noi le avem în momentul de față în industrie, undeva între 30 și 50 de mii se discutau că ar fi nevoie în... Deci o vedem ca o măsură benefică, nu neapărat care să ne rezolve întru totul această problemă. Sunt și alte probleme care noi le avem cu forța de muncă, dar o vedem ca o măsură benefică pentru a ne putea păstra angajații. Companiile în momentul de față în industria Horeca toate funcționează cu un grad de ocupare al organigramelor așa undeva între 70 și 80%. Foarte puține sunt companiile care reușesc să-și găsească și să aibă întreaga nevoie de personal să o aibă acoperită. Cu multiple consecințe nefaste, toate care rezultă din această situație. Am înțeles. Doamna Târlescu, sunt în UE state care oferă zero taxe și cam care e modelul de aplicare acolo? Bine, acum, da, sunt state în UE care prevăd, aș spune, un plafon minim de neimpozitare pentru veniturile personale. Acum, neimpozitarea e cumva la nivel de impozit pe venit,
nu am făcut un research super amănunțit pe tema asta, dar da, sunt state în UE. Într-adevăr, marea majoritate a acestor state sunt state dezvoltate, adică gen Austria, Germania, Luxemburg, Malta, Polonia, Suedia, avem chiar da, și Cipru și, și Polonia, cred că am zis. Aici, practic, sunt neimpozabile veniturile, nu, facilitatea nu este prevăzută pentru un anumit sector, deci e o chestiune generală, cred că doar în Polonia sunt facilitățile date pentru tineri de până în 26 de ani, dar în rest facilitatea e aplicabilă la modul general. Nu este neapărat corelată cu nivelul de salariu minim, adică mă uitam chiar puțin mai devreme, spre exemplu, în Franța, salariul minim e undeva la 1.500 de euro și ei prevăd o neimpozitare la un nivel de un plafon de 35.000 de euro, deci practic mult peste salariul minim, dacă ar fi să mulțim cu 12 luni. În timp ce, spre exemplu, Germania, unde avem un salariu minim de 1.600 de euro, ei au un plafon de vreo 9.700-9.800 de euro, deci acolo clar e mai mic decât salariul minim. Deci sunt, este experiență în alte state pe acest sector. Ca să nu mai vorbim că da, adică în România, în mod evident, taxarea este foarte mare pe salarii. Noi ocupăm undeva locul 8 în Uniunea Europeană, vorbesc acum overall, deci nu neapărat pe partea de salariu minim, pe impozitare la nivel de salarii cu totul. Da? Cred că dacă am face analiza la nivel de salariu minim, am fi și mai, am ocupa un loc și mai fruntaș, ca să zic așa. Și aici la fel, în termen de cifre, spre exemplu, noi în România, dacă luăm, este o analiză făcută de OECD, avem practic, deci noi avem o impozitare de 40% dacă ne referim la situația, spre exemplu, unui angajat, da, care este singur și care nu are copii. Știm cu toții că sunt tot felul de deduceri, dacă ești căsătorit, dacă ai un copil, 2, 3, 5, dacă ai persoane în îngrijire și așa mai departe. Deci e făcut o analiză simplistă, angajat, singur, necăsătorit, fără copii. În România avem o rată de impozitare de 40%, în timp ce, spre exemplu, Olanda are 8%, Grecia are 11% și în Grecia nu se datorează impozit pe contribuții. Mai avem Bulgaria, Franța cu 22,4%, Germania 25% și Ungaria cred că 33,5%. Deci practic da, într-adevăr, la noi taxarea este mare. Domnule Staule, pentru că discutăm practic dacă se aplică chiar și într-un anumit sector, chiar dacă se aplică și la toată lumea, de fapt că anumite taxe nu vor mai intra în bugetul de stat. Ok, deci aș vrea să discut despre unele afirmații făcute înainte. Prima este legată de costul cu forța de muncă. În România, acum câțiva ani, s-au trecut toate costurile angajatorului pe angajat. În Europeană, în toate țările, există o împărțire, așa cum era și la noi, între angajat și angajator. Și atunci când facem o analiză legată de costul real cu forța de muncă și procentul pe care trebuie să-l plătească angajatul plus angajatorul, România nu mai este deloc în vârful poverei de cost, ci este undeva pe locurile 16-17 ca medie. Există într-adevăr, din păcate, spun, o analiză făcută de o companie mare care uită să menționeze acest detaliu extrem de important legat de costul angajatorului și care a indus în spațiul public și simplu o dezinformare, cum că noi plătim cele mai mari taxe din Europa. Ceea ce nu este adevărat, pentru că nu se prezintă decât o singură parte a problemei. A doua afirmație pe care aș vrea să o combat este cea legată de alte țări europene unde există așa ceva. Nu există așa ceva, pentru că în alte țări europene se discută doar despre impozitul pe venit. În România discutăm despre eliminarea contribuției pentru sănătate și contribuției la bugetul de asigurări, la bugetul de pensii. Deci discutăm aici nu doar de 10% din impozit pe venit, cum este de exemplu pentru IT sau pentru zona de construcții, ci pur și simplu la eliminarea contribuțiilor pe asigurări sociale și de sănătate. În Germania există, de exemplu, acele mini-jobs, eu am fost angajat în genul ăsta de mini-jobs de 400 de euro, în care, într-adevăr, dacă ai un job part-time până la 400 de euro, nu plătești taxe. Dar nu există scenariu ca un stat să renunțe complet la impozitarea muncii ca să susțină o anumită ramură. Deci, ca să fie foarte clar, nu există nicăieri în europeană zero taxe la absolut toată povara fiscală. Discutăm despre sănătate și pensii. Pentru că următoarea întrebare este, dacă statul renunță la contribuțiile pe pensie și pe sănătate, adică nu mai încasează bani de la cei angajați, cum pot avea cei angajați dreptul la a mai merge la spitale de stat sau la a primi pensie pe viitor? Pentru că nimeni nu discută și acest detaliu din această propunere, nu a guvernului, este propunerea unui ministru, nici măcar a ministerului,
Deci pur și simplu nu facem decât să inventăm o nouă categorie de pensionari speciali și nu doar pensionari, ci și angajați speciali care vor avea acces la sistemul de sănătate fără să plătească nimic. Și al treilea lucru pe care aș vrea să-l corectez este legat de programul de clonare. Într-adevăr, a existat discuția de implementarea unui pilot cu condiția de a realiza o cercetare, o analiză profundă înainte de către un institut recunoscut sau o universitate recunoscută pentru a vedea dacă bugetul României poate duce acest cost. Din păcate, această cercetare nici măcar nu a fost demarată de Ministerul Economiei și domnul Năsui reîncălzește această temă, amăgindu-i pe cei din Horeca, de fapt, pentru că nouă ne este imposibil ce angajamente de deficite avem la față de Uniunea Europeană să ducem această propunere și apare din nou în spațiul public cu o utopie economică pe care pur și simplu nimeni pe planeta asta nu o aplică. Vorbim de țările dezvoltate. Deci, așa ca să vă fac un calcul, dacă s-ar aplica la întreaga economie această măsură, am avea un deficit extra de aproximativ 5-6% din PIB. Discutăm de 50-60 de miliarde de lei, iar doar pe zona de Horeca, unde sunt vreo 400 de mii de angajați, discutăm de 5-6 miliarde de lei, 1 miliard de euro deficit anual. Problema cu această chestie este că nu poți să o faci un an și după aia în anul următor să renunți la ea. Deci această gaură, adică renunțare la venituri, va fi permanentă în fiecare an, pe când costurile pe care statul le are, respectiv cu pensiile și cu sistemul de asigurări de sănătate, rămân permanente. Gândiți-vă să fie cineva 20 de ani angajat la Horeca și iese la fără să aibă zero taxe, da? Și iese la pensie. Ce se întâmplă cu persoana respectivă? Mai primește vreo pensie atâta timp cât nu plătește nicio contribuție? Este o întrebare corectă pe care trebuie să ne o punem. În plus, știm foarte bine că sistemul nostru actual de pensii este bazat pe solidaritatea între generații, adică angajații de acum plătesc pentru cei care au muncit acum câțiva ani, care sunt la pensie. Deci dacă noi eliminăm pentru o categorie foarte mare de angajați impozitul, adică plata pentru contribuția la pensie, întrebarea e din ce o să plătim noi pensiile în plată astăzi. Deci nimeni nu pune... Toată domnul Năsui spune, domne, că luăm banii de la TVA și îi ducem la pensie. Ok, luăm banii de la TVA, dar atunci înseamnă că nu mai facem drumuri, că nu mai plătim doctori, că nu mai plătim profesori, că nu mai plătim medicamente. Deci toate întrebările astea trebuie spuse, trebuie puse în spațiul public, pentru că în momentul când statul renunță la o parte din venituri, trebuie să se spună foarte clar de unde iei banii ca să-i pui la loc. Nu s-a răspuns la nicio întrebare, iar din discuțiile mele cu mai mulți colegi din ASE, cu economiști din mediul privat, de la Banca Națională și așa mai departe, toată lumea spune că este o glumă propunerea aceasta. Îmi pare rău că trebuie să fiu atât de agresiv, însă pur și simplu pentru cei care o studiază puțin economia, este o utopie economică. Și toată lumea e de fapt o fumigenă de vară când nu ai subiecte și lumea spune chestii ca să pară interesantă. Deci, vă spun încă o dată și înțeleg pe cei din Horeca, pentru că întârzierile măsurilor de la Ministerul Economiei i-a dus la disperare pe foarte mulți, mai ales măsura 3, care pur și simplu, vreau să intru în detalii, că știu mai multe detalii, a fost anulată din niște motive foarte neclare. Și acum lumea se agață de orice promisiune, însă vă spun cu toată transparența și cu toată responsabilitatea unui om care predă economie, că zero taxe este o utopie economică. Dacă noi vrem să putem să avem un buget sustenabil și un deficit sustenabil, anul acesta în 7,16, anul 4,9 și dacă vrem să ne mai finanțeze ceva, cineva, datoria publică, de piețele internaționale. Gândiți-vă la un deficit de 5 anul viitor, să mai venim cu încă 5% sau încă 1% permanent din zero taxe. Deci, atâta timp că nu se răspunde. Zic să lăsăm și pe domnul Biriș cu dacă o replică. Dacă puteți. Eu nu combat deloc teoria noastră din punct de vedere macroeconomic. N-am nici competența necesară și, în sfârșit, nu fac acest lucru. Acum, fac o simplă revenire. Am văzut că dumneavoastră vreți să stăm așa cu cifrele foarte accurate, așa. Din informațiile... E normal, așa? Corect, așa este. Eu citesc acum din informațiile obținute de la instituțiile noastre,
În anul 2019, pe codurile CAEN care ar intra, au fost 202.456 de angajați. Asta înseamnă că ne ducem, este o măsură care ar provoca, să zicem, o pagubă bugetului de stat de 117 milioane de RON. Deci mult departe de suma pe care ați avansat-o dumneavoastră. Asta spune, cum să spun, institut, datele oficiale pe care noi am putut să le luăm. 202.456 de angajați pe toate codurile CAEN la care s-ar aplica această măsură, care sunt cumva asimilate acestui sector Horeca. Eu vreau să vă spun altceva. Înțeleg raționamentul dumneavoastră și, în sfârșit, să zicem așa, partea mea de economist, așa ce a rămas de când am terminat ASEU, vă dau dreptate. Astăzi avem de-a face cu o industrie care este în pragul unui colaps. Eu nu o văd, nu intru nici în detaliu cu salariul. Eu, sincer, aici ca și proprietar și ca manager al unei companii, eu știu că plătesc undeva în jurul a 72% din cifra pe care eu trebuie să-i o dau net unui angajat de-al meu. Că e de la mine, că e de la el, până la urmă la mine este simplu că e din bugetul pe care l-am și din vânzările care le fac. Deci ca un angajat să primească 1000 de lei net, eu plătesc 1720 de lei. Marea majoritate a angajaților din acest domeniu sunt undeva, să spunem, între 2500 și 4500 de lei. Acesta este salariul net pe care ei l-ar primi. Această măsură, transpusă la fel, simplist și pe înțelesul tuturor, face ca fiecare angajat să primească la sfârșitul lunii 1000 de lei în plus. Că de fapt asta este această 0% taxe pe salariul minim și așa mai departe. Deci ar exista o posibilitate ca angajații din industrie să primească între 20 și 30-35% din salariul net pe care ei îl obțin în momentul de față. Asta este de fapt ceea ce noi cumva sperăm să obținem. Suntem într-o situație disperată pentru că în urma acestei pandemii, în care angajații noștri pentru un an și jumătate au avut de-a face cu o incertitudine totală, am fost închiși, deschiși de la o săptămână la alta, de la lună la alta, s-au reorientat. Suntem oricum după ani de zile în care se pleacă masiv din această industrie în toate celelalte țări, începând cu Ungaria și până la în Marea Britanie. Deci în toate celelalte țări, în această industrie, posibilitatea de a câștiga este mai bună decât se poate decât o au în România. Este o industrie care astăzi este pe perfuzii. Noi funcționăm doar datorită faptului că statul ne-a dat această păsuire în plata impozitelor. În momentul în care taxele, popririle vor începe să curgă, este o industrie care se va desfința. Acum, că e puțin, că e mare, că e mică, că are un impact social, că nu îl are, că interesează pe cineva, ok, las la latitudinea specialiștilor. Două secunde, că nu înțeleg. Pentru că ați avut posibilitatea, toate companiile din domeniu, să apeleze la eșalonarea simplificată, procedura Ministerului de Finanțe. Înțeleg că cei din Horeca nu au mers pe facilitatea toată asta? Toată lumea are posibilitatea să apeleze la această eșalonare simplificată. Ca să poți să faci o eșalonare simplificată, trebuie să revii la viața reală. Trebuie să produci casa, să produci, să-ți plătești salariile curente, să produci, să plătești taxele curente și să produci, să plătești aceste taxe eșalonate. Noi nu avem această posibilitate. Ok, am avut aceste două, trei luni de vară în care să zicem că am început să funcționăm. Acum să mă ierte Dumnezeu, dar eu cred că într-o lună, două ne închid iar la cum evoluează lucrurile și la ce se întâmplă. Deci aș vrea să fac niște afirmații aici. Într-adevăr, industria Horeca a fost mult mai afectată decât celelalte industrie, pentru că este o industrie unde interacțiunea directă cu clientul este mult mai intensă. Discuția nu este că nu trebuie susținută această industrie, ci discuția este că nu trebuie luate măsuri
care să provoace pagube permanente la bugetul de stat. Deci dacă în decizia, cum era discuția de 20% din căderea de cifră de afaceri pentru a li se da o sumă de bani tocmai pentru a ajuta să-și revină sau alte măsuri, cum au fost șomaj tehnic sau alte măsuri, cum e măsura 1 sau 2, nu se pune problema de oportunitatea măsurii. Însă în momentul în care renunți permanent la un venit al bugetului de stat, pur și simplu toată construcția bugetară și a societății pe care o avem în jurul acestor taxe pe care le plătim, cât le plătim, nu mai este sustenabilă. Pentru că, vă dau un exemplu, un șofer la un restaurant nu mai plătește taxe la impozitul, la venitul minim, pe când un șofer la un magazin plătește taxe. Brusc, poate să existe, pot apărea tot felul de procese, de ce pe aceeași muncă există o impozitare diferită. Au existat în pentru cei care știu, în industria construcțiilor, că nu toți angajații erau cu diferențe de plată. Deci încep să apară o grămadă de probleme care nu pot duce, pentru că un drept deja dat e foarte complicat să-l iei înapoi și ne putem trezi din ce în ce mai rapid cu niște renunțări masive la impozit. Iarăși aș vrea să-i aduc aminte domnului Biriș și celor care ne urmăresc că Horeca în România are o impozitare specială. Deci noi avem taxe de TVA de 95%, tocmai pentru că îi recunoaștem statutul de cu fluctuație ridicată așa mai departe. Deci în Horeca există deja din partea statului un tratament special prin comparativ cu ceilalți angajatori din România, respectiv TVA de 95% și impozit specific, care este, dacă ne uităm pe calcule, mult sub ce ar trebui să fie la impozitul pe profit. Vorbim aici de încasările statului. Deci noi toate aceste măsuri anul trecut nu au fost schimbate. Deci într-o perioadă în care a căzut totul, statul a hotărât anul trecut să nu ridice nicio taxă, nici anul acesta și angajamentul nostru, angajamentul a fost ca până în 2024 să nu fie nicio creștere de taxe, tocmai pentru a sprijini industriile, pentru că iar Horeca, prin faptul că se rămâne la aceeași impozitare extrem de avantajoasă pentru companii, este, bineînțeles, tocmai ca să nu fie probleme în industrie. În ceea ce privește deficitul de forță de muncă, să știți că acesta nu este numai în Horeca, este peste tot. Iar problema este, odată, piramida demografică, doi, cota de cetățeni non-UE pe care România îi permite să intre sau nu, uitați-vă în Marea Britanie câți non-UE sunt. Aici iarăși este o discuție despre politica noastră de imigrație pe care văd că nimeni nu vrea să o facă, mai ales legat de câți cetățeni non-UE ar trebui să vină să lucreze în România în zona serviciilor. Și aici iarăși e o liniște ciudată în țara noastră. Însă de la a lua măsuri punctuale pentru a rezolva o problemă a unui sector, la a lua măsuri care pot pur și simplu dezechilibra complet bugetul național, este o dezbatere foarte lungă, iar mie mi se pare foarte ciudat că s-a pornit soluția pentru Horeca prin bomba atomică zero taxe. Adică, în loc să discutăm de cum putem operaționaliza niște măsuri ca să susținem sectorul, cum putem face tot felul de alte proiecte, programe ca să-i ajutăm să se dezvolte, am ales-o pe cea, pe aceea, pentru că da. Eu vă întreb, domnule Biriș, ce fac angajații dumneavoastră când ies la pensie și n-au plătit niciodată contribuții sociale? Cine le plătește pensia acelor oameni? Este o întrebare corectă, pentru că un om atunci când se angajează, dorește, adică ok, are 1000 de lei la salariu azi, dar mâine va avea zero pensie. Întrebare, cine le va plăti pensia acelor oameni? Că toată lumea îmbătrânește, adică nu putem să spunem că rămâne totdeauna tinere, adică nu cred că este corect, dacă discutăm responsabil, să punem și aceste probleme pe masa discuțiilor. Este o decizie prin care toți angajații din Horeca devin pensionari speciali, trebuie să ne asumăm. Deci dacă noi ăștia care plătim impozite vrem să plătim pensiile în viitor al tuturor angajaților din Horeca, trebuie să se pună acest subiect pe masă, să fie toată lumea de acord și atunci poate luăm o decizie. Uite, eu de exemplu o să spun, eu din taxele mele o să plătesc 3 pensii de Horeca. Adică eu cred că este corect să discutăm de tot impactul acestei măsuri și nu doar despre faptul că vor avea 1000 de lei în plus la salariu. Aș fi dorit să dau și cuvântul doamnei Târlescu pentru un lucru. Doresc dumneavoastră să dați rapid acum o replică domnule Biriș și după aia să îi dau cuvântul doamnei.
nu e nicio problemă, că sunt probleme cu care mă confrunt zi de zi, nu pierd ideile. Pentru că m-a interesat... Aveam două comentarii, odată cu privire la cele spuse de domnul Stamule. Odată, partea de loc în Uniunea Europeană, locul 8, ăsta era și înainte să se transfere contribuțiile de la angajat la angajat, de la angajator la angajat, deci era și înainte. Acum este 8 la modul general și 11. Dar noi am scăzut de la 16 la 10 impozitul pe venit. Deci am urcat. Sigur că da, suntem cu toții treaba asta. Deci nu mai suntem pe același loc, că am scăzut povara fiscală cu 6 puncte. Deci dacă facem clasamentul după scădere, o să vedeți că nu mai suntem pe același loc. Bine, sunt date Eurostat, sunt date publice, OECD, nu sunt date scoase de mine acum pentru scopul discuției de astăzi. Deci datele astea sunt, indică locul 8 și respectiv locul 11 pentru România. După aia sunt de acord cu ce ați spus, am și menționat în mod specific că țările pe care le-am menționat cu plafon minim pentru venituri, ne referim doar la impozit pe venit. Nu există scutire pe contribuții și cum ați spus, deci sunt de acord și asta am și menționat, am specificat în mod exact. Și da, de acord. Dacă e să ne gândim așa și să tragem niște concluzii, eu cred că toate cele spuse astăzi aici fac sens și cred că cu toții cumva, într-un fel sau altul, suntem de acord cu celălalt. Adică discutăm într-adevăr despre un salariu minim în România, care este mic, da, comparativ cu alte țări europene. Adică, într-adevăr, dacă ne gândim că în 2001 salariul minim era de 100 de lei și acum a ajuns la 2300, am avut cea mai accelerată creștere din Uniunea Europeană, da? Însă nu am reușit, evident, să prindem țările mai dezvoltate. 2. Discutăm despre o taxare mare și cu toții o știm, că e locul 8, că e 11, că e 15, dar este o taxare mare pe care o avem la nivel de salarii, da? Cum a spus și domnul Biriș, Horeca, într-adevăr, este o industrie afectată de tot ceea ce se întâmplă, poate chiar cea mai afectată și, cum ați spus și dumneavoastră, sunt facilități fiscale acordate. În afară de cotă redusă de TVA și de impozit specific, aveam inclusiv partea de scutire pe impozit pe venit la cei sezonieri, la angajații sezonieri. Deci sunt facilități și au fost date. Partea de ajutor de stat acum cu compensarea 20% din scăderea cifrei de afaceri. Da? Și da, contextul într-adevăr la momentul de față nu este neapărat cel mai favorabil. Ați spus și dumneavoastră, am avut un deficit de peste 9% în 2020 și ne așteptăm la un deficit de peste 7% în 2021 și avem un target de 3% pentru 2024. Deci din ce vom compensa? 2,9, da? Chiar, adică sub 3. Da, deci din ce vom compensa practic această pierdere la bugetul de stat? Sunt două pârghii la care ne putem gândi pe termen scurt. Avem o dată partea de creștere taxe și a doua parte de reducere cheltuieli. Eu impact nu am calculat, deci nu știu, știam de impactul de 25-30 de miliarde, dacă ne gândim la nivel de economie. Domnul Biriș a spus de 100 și ceva de milioane. 118 la nivelul anului 2019. Deci, aș vrea să fac o mențiune. Eu am scos cifra de 400 de mii în urma cererilor de șomaș tehnic de anul trecut din zona de Horeca. Urma acum de toate, că pentru că sunt mulți care nu sunt, știți foarte bine că e, deci anul trecut s-a oferit la 400.000 de cetățeni care lucrează în sector pe diferite joburi zona de șomaș tehnic, mai ales că Horeca a fost mai afectată. Deci de aceea am zis această sumă. Există un calcul făcut de impactul total pe numărul, pentru că noi nu discutăm aici și aici este iarăși foarte important de eliminarea zero taxe doar pe cei care au salariu minim. Ci discutăm de zero taxe pe primii 2300 de lei din salariu. Corect. Eu deci am luat numărul care are 10.000 de lei. Deci cel care are 10.000 de lei salariu, nu va plăti pentru primii 2300 de lei taxe. Deci noi discutăm acum de o facilitate și pentru cei care au 2000 de euro taxe, de salariu. Domnul deci, profesor, dacă îmi permiteți, pentru că ar fi discriminare dacă s-ar face și ar pica cu siguranță la Curtea Constituțională, dacă s-ar face numai pentru cei cu salariu minim. Și atunci imaginați-vă ce înseamnă să renunți pentru toți angajați, inclusiv pentru cei care au salarii foarte mari, la veniturile de la bugetul de stat. Plus că există și alt risc pe care nimeni nu-l spune. Un angajator care plătește salariul minim, ce stimul va avea să crească salariul pe acte? Pentru că automat când tu de la 2300 te duci la 3000 de lei, trebuie să plătești contribuții pentru toată suma de 3000 de lei. Nu mai plătești doar pentru... Și atunci te trezești că o să se dea tot felul de chestii la negru peste salariul minim ca să streze 0 taxe și o să ne trezim cu o gaură și mai mare la bugetul de stat. Noi tocmai de aceea am spus, domne, hai să facem o analiză serioasă înainte să lansăm acest proiect
în spațiul public, pentru că s-ar putea să avem niște surprize total neplăcute cu toate simulările economice, să ne dăm seama că este imposibil să susținem așa ceva. Iar proiectul pilot despre care s-a discutat și este adevărat, este din agricultură, pentru că în agricultură forța de muncă este extrem de puțin fiscalizată. Și am zis, domne, fiind oricum nefiind fiscalizată, cu ocazia asta și fiscalizez forța de muncă. Nu s-a discutat niciodată când s-a scris programul de guvernare să se facă un pilot pe Horeca. Acum s-a dus acest subiect în spațiu public tocmai pentru că nu au fost bine gestionate măsurile de sprijin de la Ministerul Economiei, în sensul că Horeca este o industrie populară, mai ales acum în perioada asta, și haideți să asmulțim unii împotriva celorlalți. Deci asta este de fapt ce se întâmplă și putem să și noi acum să argumentăm o grămadă de... Adică eu pot să conving încă 50 de colegi de la SES să vină să spună economic, dacă venim cu argumente... Exact aici sunt de acord cu ce s-a spus mai devreme. Nu avem o discuție în contradictoriu. Fiecare își apără un punct de vedere. Eu vin și vă explic o situație reală dintr-o anumită industrie. Noi cumva am fost sacrificați în toată această ecuație acestei pandemii și ăsta este rezultatul. Nu intru în toate aceste implicații. Nu cred că acest pilot ar fi devenit o facilitate permanentă. El putea fi, poate fi acordat cu o delimitare în timp. Este tot ca o măsură de susținere. În același timp, noi ca industrie, v-am spus, noi am făcut niște calcule pe informațiile care le avem la dispoziție tot din partea statului. La nivelul de salariați, atât ar fi fost impactul. Noi stăm în sertar cu o altă măsură, respectiv impozitarea bacșișului, care de asemenea este o practică în absolut toate statele civilizate și care tot după calculele pe baza informațiilor și a cifrelor pe care le avem, ar avea un impact bugetar mult mai mare decât această pagubă, să zicem. Deci, și este o altă măsură care vine în sprijinul creierii unor condiții mai bune de muncă pentru cei care funcționează în această industrie. Asocierea aceea este o industrie care a devenit o industrie extrem de competitivă, de bine organizată. Adică să încercăm să depășim imaginea aia a cârciumarului care are veniturile într-un buzunar, cheltuielile în celălalt, nu plătește nimic, nu fiscalizează nimic și așa mai departe. Este o industrie bine fiscalizată, este o industrie foarte bine reglementată, este o industrie extrem de controlată. Deci lucrurile sunt foarte transparente. Nu văd de ce toată lumea fuge de această impozitare a bacșișului. Trăim în ziua de astăzi, mai mult de jumătate din încasările societăților din industrie se fac pe card, se fac prin transfer bancar. Nu avem, dacă ar exista această posibilitate a aduce acest bacșiș, acest tips, whatever, cum îi spuneți, care există în toată lumea civilizată și găsim o formă decentă de impozitare, statul n-ar avea o problemă și și-ar acoperi, să zicem, gaura pe care ar produce-o acest pilot cu salariul minim scutit de taxe. Eu nu am gândit-o niciodată ca o facilitate permanentă, ci mi se pare că este o măsură care ne poate face pe noi să depășim situația gravă în care industria se află în momentul de față. Și revenind la câteva afirmații la fel care s-au făcut, nu sunt neapărat niște facilități. Acest TVA diferențiat este practicat de toate statele civilizate. L-are Marea Britanie, l-are Franța, la o grămadă de țări. A fost o formă de combatere a evaziunii fiscale. De acolo a plecat. A fost o chestie foarte corectă care s-a aplicat la momentul respectiv. Se aplică în foarte multe state acest TVA diferențiat. Impozitul pe specific. Am fost unii din echipa, să zicem, care m-am luptat pentru acest impozit specific, tocmai pentru că mi se părea normal ca toată lumea din industrie să plătească un impozit. În momentul la care noi ne-am luptat și am introdus acest impozit specific, o mare parte din companiile din domeniu nu plăteau absolut deloc impozit. Și atunci am spus, tot pentru a crea un cadru competițional, corect,
între operatorii din industrie. Am spus să plătească toată lumea pe baza unor criterii date de cifră de afaceri, de locație și așa mai departe. Poate că nu s-a găsit cea mai bună formulă, dar intenția a venit în a crea și în a crea un mediu competițional corect pentru toți cei din industrie. Deci nu sunt extrem de, adică nu sunt facilități peste facilități, că dacă chiar ar fi așa, ar fi așa o bucurie generalizată. Eu vă spun, în momentul în care statul, când vom depăși această perioadă de, nici nu știu cum să zic, a fost așa o mică înțelegere în care noi am fost lăsați să funcționăm, dar noi funcționăm pentru că statul nu a venit să-și recupereze taxele restante. În momentul acela este un dezastru, va fi un dezastru. Acum, așa cum am și început discuția și cum bine ați punctat și dumneavoastră, problema acestui impozit zero pe salariu minim nu ne va rezolva deficitul de forță de muncă. Cu asta am și început. Dar ne va da o gură de oxigen în a putea supraviețui. Sunt multe alte lucruri care ne afectează pe noi. Dispariția școlilor de meserii, imposibilitatea de a mai găsi persoane calificate, problemele legate de faptul că noi nu ne putem finanța școlarizarea propriilor angajați pentru că nu, cadrul actual nu ne permite nicio securizare a respectivei investiții. Sunt foarte multe probleme, nu putem să le cuprindem pe toate. Dar eu cred totuși că este această taxă zero pe salariu minim pe o perioadă delimitată în timp, aplicată ca un pilot. S-a și făcut acest lucru cu industria, cu IT-știi. Deci statul român ar fi la o chestie în premieră. Deci sunt anumite industrii care au făcut. Domnul Biriș, aș vrea și eu să intervin, da? S-au făcut, da, numai pe impostul, pe venit. Corect. Da. Deci nu discutăm corect aici de sănătate și pensii. Deci noi avem o propunere prin care se elimină toate taxele. Și eu v-am mai spus, ce se întâmplă cu un angajat din Horeca după ce se la pensie? Cine îi plătește pensia? Aveți dreptate, dar nu va fi o perioadă, adică e o perioadă delimitată în timp și v-am spus. Deci un drept dat este foarte greu să fie luat înapoi din punct de vedere politic. Haideți să nu fim, uitați-vă la IT-ști. Deci s-a considerat a fi o măsură temporară și acum, cum zici că nu trebuie să fie impostați toți la fel, este un scandal de nu mai știm de noi. La fel o să fie și în construcții. La fel, s-au dat niște drepturi, nu mai poți să le iei înapoi. Da, scuze și cu asta, pentru noi ca industrie, dintre toate aceste subiecte care au fost discutate mai devreme, eu consider corect, cel mai corect și cel mai benefic ar fi impozitarea bacșișului. Am înțeles. Ar da posibilitatea. De acord, total. Deci cu asta noi nu știu de ce toată lumea se ferește, nu-i văd nici implicațiile de natură politică. Am 300 și ceva de angajați. Unul nu este împotriva acestei măsuri. Nu văd de ce e o măsură nepopulară. Pentru că, v-am spus, s-a depășit acea. Mai mult de jumătate din casările noastre se fac pe card și pe factură, unde este imposibil să lași sau faci tot felul de artificii. Dacă noi am rezolvat acea problemă, probabil că domeniul nostru ar deveni mult mai atractiv. Probabil că noi am putea să suplimentăm din acele bacșișuri veniturile oamenilor din industrie și nu ar mai pleca. O altă, cum să zic, nu are legătură cu privirea, cu punctul nostru de vedere macro. Noi în această perioadă de un an și jumătate de incertitudine am avut situații în care plătind oameni cu 60, 70, 80% din venitul care l-aveau, au preferat să plece pentru că nu au mai suportat incertitudinea. Acele luni în care ne deschideam, dar ne închideam și după aia iar ne deschideam și iar ne deschideam. Oamenii au plecat masiv din această industrie. S-au făcut șoferi la Uber Eats, la celelalte companii de livrare. S-au făcut lucrează în depozitele supermarketelor și așa, unde au avut, poate că au avut un venit un pic mai mic, dar au avut o certitudine a unui loc de muncă. De-aia noi suntem în această situație disperată în acest moment. Sunt într-o companie care nu o duce rău. Am posibilitatea să plătesc niște salarii foarte bune. Îmi este imposibil să mai găsesc oameni
pe care să-i angajez. Dăm anunțuri pentru poziții și nu ajungem la discuțiile legate de salariu. De-aia spuneam că nu e neapărat. Este o industrie care în ultimul timp a fost lovită de aceste incertitudini și care ne-au pus pe noi într-o situație foarte, foarte delicată. Și acum, e o industrie care nimeni nu-și dorește să dispară, sincer. E una din cele mai vechi meserii din lume, știți cum? Adică nu există, că toți avem nevoie de această industrie. Suntem într-o situație în care nu am fost niciodată până acum. Ne este imposibil. Ca să pot să funcționez decent în locurile care le operez pe litoral, a trebuit să-mi închid complet locurile care le am în București. Nu știu dacă înțeleg, altfel mi-ar fi fost imposibil ca să pot, și vă dați seama, și iau niște oameni care iau din București și îi trimit pe litoral și le plătesc niște bani în plus și iau de casă de lângă, pentru că nu am cu cine să lucrez. Deci asta este situația reală. Acum ajungem și la toate celelalte lucruri care le-ați spus dumneavoastră și eu le înțeleg perfect. Dar eu vă spun, să te folosim așa un termen fotbalistic, ce se întâmplă la firul ierbii. E dezastru. Doamna Tărlescu, am și eu o întrebare pentru dumneavoastră. Mai este loc în codul fiscal din România de încă o facilitate? Acum, dacă mai este loc, ce să zic, că în primul și în primul rând ar trebui să ne uităm un pic la ce se întâmplă cu codul fiscal, pentru că discutam de impact, ok, am vorbit de impactul bugetar, care este semnificativ, că sunt niște cifre mari, că într-adevăr, cum spuneau și antevorbitorii mei, impozitul pe venit și contribuțiile reprezintă o pondere semnificativă în PIB, adică ok, impozitul pe venit e undeva 2,3% și contribuțiile undeva în jur de 11%, deci vorbim de sume mari, însă ar trebui să ne uităm și la impactul în economie și în fiscalitate. Adică în ultimul timp, da, au fost multe măsuri introduse, facilități fiscale, exceptări, derogări pentru anumite categorii de angajați, de industrii, de, eu știu, de sectoare de activitate. Nu cred că vreodată am făcut, spre exemplu, sau s-a făcut, eu n-am văzut, o analiză de impact. Ok, ce s-a întâmplat după ce s-a redus, spre exemplu, TVA-ul din Horeca? S-a îmbunătățit colectarea la bugetul de stat? Da sau nu? Cu cât? Ce s-a întâmplat după ce am redus cotele de impozit pe venit? Care e impactul real? Sunt multe legi apărute și partea cu impozitul specific și alte modificări. Cred că ar trebui să ne uităm un pic și să privim în ansamblu, revenind la întrebarea dumneavoastră în fiscalitate, cu privire la ce se întâmplă. Și nu știu, poate inclusiv rescrierea codului fiscal sau eu știu activități de genul ar trebui avute în vedere, să strângem la un loc și să vedem tot ce am dat în ultimul timp și noi ce am obținut ca și economie. Am înțeles. Într-un totul de acord aici, să știți că avem nenumărate... Scuze, avem nenumărate adrese către toate instituțiile abilitate prin care am cerut aceste rezultate sau o evoluție a încasărilor la buget în urma măsurilor aplicate. Ne-a fost imposibil să obținem aceste informații. Sunt curios, și loc în codul fiscal la momentul de față, ce să zic? Răspunsul ar fi un nu, dar, pe principiul consultantului, acum eu sunt undeva la mijloc, ce să zic. Nu, dar de văzut în ce măsură se poate face, apropo de cele stipulate inclusiv în discuția de astăzi. Deci cred că și eu sunt de părere că cu toții cumva, adică spunem niște lucruri cât se poate de pertinente și de reale, evident, din perspectiva fiecăruia, că lucrurile trebuie privite din mai multe unghiuri și uite, dacă stau să mă gândesc apropo de modificările care se fac la noi în România, păi la noi se fac modificări legislative peste noapte, adică nimeni, dacă ne uităm până, ok, nu suntem noi nici Statele Unite, nici alte țări dezvoltate, acolo se analizează și se fac studii peste studii și calcule 10-20 de ani până faci o modificare fiscală. La noi lucrurile se fac destul de rapid și pe un subiect ca ăsta, părerea mea proprie și personală, este aceea că trebuie făcută clar o fundamentare super temeinică și văzut exact impactul exact la toate nivelele. Exact, asta este în programul de guvernare. S-au cerut o serie de analize făcute de instituții independente, universități și așa mai departe, înainte să se implementeze. Din păcate, nu s-a demarat nici măcar un studiu care să stea la baza acestei decizii. Eu știu, pentru că chiar am fost în acel grup care discuta despre această măsură și despre implementarea ei. Și am zis, domnule, nu putem să facem așa ceva fără să vedem impactul la un an, la doi ani, la trei ani, la cinci ani. Și gândiți-vă că există astăzi costuri, deci renunțarea la venituri,
odată. Doi, presiunea pe bugetul de pensii, pentru că se pierd niște venituri acolo. Și trei, în viitor, va fi costul cu pensia. Deci, pe măsură ce oamenii ăștia vor ieși la pensie, o să trească cineva să le plătească aceste costuri pentru stat. Deci discutăm nu doar de costul în sine de renunțare, ci și de extra costuri cu tot ce înseamnă serviciile sociale pe care le primește un cetățean. Dar, din păcate, s-a reanunțat această măsură în spațiul public fără să existe o minimă documentare serioasă pe acest domeniu, mai ales în contextul în care știți foarte bine că suntem în procedură de deficit excesiv la Uniunea Europeană și chiar dacă spunem aici că sunt discuții macro, atunci când se ajunge la Ministerul de Finanțe și plătești niște dobânzi din ce în ce mai mari pentru datoria publică, nu mai e o glumă, că banii aia ies din țară. Iar dacă noi nu ne ținem de angajamentele macro pe care le avem față de Comisia Europeană, brusc devine totul mai scump. Deci nu este o chestie că ne jucăm acum. Am o întrebare pentru toți invitații. Mă scuzați, cu asta închid legat de cifre. Avem aici, deci la nivelul anului 2019, la fel, pe bazele, pe cifrele furnizate, cifra de afaceri a fost de 14.393.000, de estimare tranzacțiile card 10.075.000, valoarea medie a tipsului de 10%, 1 miliard, am aplicat o taxare de 10%, reprezintă 100 de milioane. Deci dacă numai din taxarea tipsului, la nivelul anului 2019, la bugetul de stat ar intra 100 de milioane de euro și dacă am aplica impozit zero la salariul minim, ar ieși 118 milioane. Scuze, de rom era tot. Deci avem o ieșire de 118 și o intrare de 100. Deci aproape întreaga valoare. Încă o dată. E o chestie foarte... Și nu sunt atâți angajați, sunt mai mulți. Deci vă spun eu 100%. Deci sunt 40.000 de companii care sunt în domeniu, care imediat, au... Sunt 200.456 la anul 2019 angajați pe codurile CAEN care ar intra în această facilitate. Sunt date certe, sunt date luate de la instituțiile statului. Deci atâția funcționează pe aceste coduri CAEN. Acum, încă o dată, vorbim, deci, știți, dacă reușim și dacă avem acest dialog, găsim și soluțiile pentru aceste măsuri. Așa. Nu e treaba mea să le fundamentez, nu e treaba mea să le pun în această ecuație a bugetului. Da, am luptat foarte mult pentru introducerea impozitului specific și de când l-am introdus, ne rugăm în fiecare an să avem un studiu de impact, să vedem și noi ce s-a întâmplat, cum era înainte și cum a fost după. Poate trebuie și dumneavoastră. Dar să știți, domnule Biliș, că asociația noastră poate să comande acel studiu, nu trebuie să vi-l facă statul. Către o entitate ce a luat. De mie de studii economice. Adică vă spun că sunt multe asociații care... Adică din experiența noastră cu asociații, spre exemplu, care se luptă pentru anumite modificări, așa e, studiile de impact sunt făcute la nivel de asociație. Adică practic tu, Hora, te duci și vii și spui: domnule, vreau asta, uite, ăsta e impactul calculat, măsurat și uite ce se mai întâmplă în paralel. Noi am obținut impozitul acela, credem noi că a fost benefic după calculele noastre de dinainte. În sfârșit, și acolo a fost o discuție foarte interesantă cu cei care erau la vremea respectivă, că ei spuneau: da, într-adevăr, vom încasa mai mult, dar vom încasa mai puțin decât vom putea încasa. Am înțeles și acel principiu, că el spunea: domne, eu aplic, uite, cât e, eu atât ar trebui să încasez. Eu veneam și spuneam: da, dar tu nu încasezi banii aia ca stat. Ceea ce îți propun eu ți aduce ție mai. Da, dar eu ca ministru de finanțe, în sfârșit cine era atunci la vremea respectivă, ce eu nu mă uit la cât încasez, ci la cât aș putea să încasez. Și uitați, așa intrăm în tot felul de discuții. Sunt curios de un lucru. Când ați văzut acea facilitate din construcții, a fost vreunul dintre dumneavoastră, nu știu, frustrat? Pentru că practic trebuie să plătești din salariul tău pentru
ceilalți, pentru că și vorbim acum și de sănătate în cazul de față, că știi aia. Deci au existat discuții și nu doar asta. Deci vă dau un exemplu pe care lumea nu-l dă în impozitul pe venit. Este principala sursă de finanțare a primăriilor. Din impozitul pe, deci cota defalcată din impozitul pe venit se duce toată la Consiliul Județene sau la primărie. Da, și mai departe, pentru școli, pentru spitale, pentru parcuri, pentru. Dacă într-un oraș turistic se renunță la impozitul pe venit, pur și simplu, ei lua toți banii pentru finanțarea activității curente a primăriei. Adică sunt niște efecte pe care nimeni nu le analizează. Când s-a redus de la 16 la 10% venit, tocmai ca să se echilibreze această trecere a contribuțiilor, ce s-a întâmplat? S-au luat, de fapt, 10 miliarde de lei de la orașe. Nimeni nu spune lucrul ăsta, cum s-a echilibrat bugetul de pensii. Simplu, s-au luat banii de la orașe, s-au mutat la bugetul de pensii. Dar, iar această măsură, mai ales în zonele turistice, pur și simplu, va falimenta toate autoritățile locale. Și atunci întrebarea e, de unde vor avea bani pentru școli, pentru clădinițe? Adică astea sunt întrebări concrete cu impact imediat. Dar faptul că se aruncă o temă de asta în spațiu public, fără să se analizeze și aceste lucruri, arată un amatorism de fapt. De fapt, că asta este... Haideți să vă dau... O să o rog și pe doamna Tălescu să răspundă. Da, o secundă, că aici am o chestie în sfârșit. Ați atins o altă rană pe care industria noastră o are. Nu știu dacă știți, noi plătim o autorizație de funcționare la primării și așa mai departe. Primării care, de după nenorocirea cu colectiv și situația legislativă, nu au mai eliberat acele autorizații de funcționare ca să nu fie ei în situația de a da cu subsemnatul. Pentru anii 2019-2021 am luat de la ANSV, care este o instituție singura care are o evidență foarte clară a tuturor operatorilor din domeniu, câte restaurante, câte business-uri sunt în industria Horeca, și am luat și de la primării câte autorizații de funcționare au fost emise. În intervalul 2019-2021 s-au încasat 15 milioane de RON de către primării pe aceste taxe de funcționare, ar fi trebuit să se încaseze 77 de milioane de RON. Deci aici autoritățile locale au pierdut, fără să-i deranjeze prea tare, 62 de milioane de RON. Bani care industria Horeca se roagă de ani de zile să-i plătească către autoritățile locale. Pentru sub forma celor autorizații de funcționare, care primăriile refuză să le emită. Să vă mai spun că ulterior, cu măsura aceasta de 20%, una din condițiile ca să te poți califica era să prezinți autorizația de funcționare. Toate companii, toți au dosare, dosarele au 200-300 de pagini, un dosar pe care să poți să-ți iei autorizația de funcționare, toate ZAC depuse prin primării și primăriile refuză eliberarea autorizației de funcționare. Deci, dacă e să intrăm în situații de genul ăsta, nu noi suntem cei care păgubim bugetul statului, ci cei care îl reprezintă. Sunt 62 de milioane de RON pe care noi, industria, vrem să-i plătim, a trebuia să-i plătim și ne-am dorit să-i plătim în acești 3 ani și care primăriile nu au vrut să-i încaseze, pentru că nu au vrut să ne elibereze autorizațiile de funcționare. Și așa mai departe. Sunt curios cum o să ne descurcăm acum și cunosc foarte multe cazuri din industrie de business-uri care nu au putut aplica pentru cei 20% pentru că nu aveau autorizația de funcționare pe 2019 sau pe 20 emisă de primărie, cu toate că dosarul era complet și zace de luni de zile într-o primărie. Logic. Am înțeles că se va accepta și, acum nu știu dacă se vor accepta și dacă ai dosarele de puse. Deci știu că la sectorul 1 se dădeau adeverință de depunere. Cu siguranță. Deci nu vă contrazic aici că statul e cum e. Dar atât cât e statul, e din impozitele alea. Nu sunt eu cel mai mare apărător al statului. Dar vedeți, adică, dacă vrem să avem un stat, ăsta e. Ăsta e statul pe care l-avem. Apropo de aceste discuții, dar vă spun și cu asta eu închid, că îmi cer scuze că am spus și așa, am monopolizat un pic discuția, dar reprezint industria care este atât de afectată. V-am spus,
cerem 118 milioane și avem o măsură care dăm 100 de milioane și ne dorim să dăm banii aia de mâine. Deci 118 milioane nu sunt fixe pe măsură ce cresc salariul, crește și această măsură. Deci haideți să ieși din amintea. Și tipsurile vor crește. Deci nu, haideți nu compară mere cu pere, că plus că v-am mai spus, de ce un șofer de la Horeca să primească scutire și un șofer de la un magazin să nu primească pentru aceeași muncă făcută? Să apară atunci vă întreb și eu, de ce există deja asta? De ce un an și jumătate un șofer de la Horeca a stat acasă și șoferul de la magazin a muncit și și-a încasat salariul? Pentru această perioadă de un an și jumătate trebuie găsită soluții și de acea cătere, dar nu permanente. Tocmai asta încerc să vă zic. Zero taxe este o măsură permanentă, este o măsură care spune, să fie un an și jumătate. Ăla n-a putut să aștepte să nu mănânci un an și jumătate, că peste încă un an... Cu siguranță trebuie făcute, luate măsuri de susținere, statele civilizate, restaurantele care au fost închise, în fiecare lună se duceau și își luau banii de la stat și își plăteau angajații. Așa s-a făcut. Păi și România protecția. N-a fost șomaj tehnic, n-am avut după aia prin program ușor... Avem acum 85% din venit care se acoperă, tocmai, adică modelul german. Șomajul tehnic a fost la nivelul salariului minim și așa mai departe. Așa, și acum există Kurzarbeit, care e 85% din salariu și nu salariul minim, care funcționează și nu e nicio problemă. Lunile acelea, eu asta vă zic, un an de zile... Lunile acelea, tocmai de aceea avem acea cădere de 20%, acei 20% sunt pentru lunile acelea. Așa, să revenim puțin la discuție. Nu știu dacă ați fost atentă la întrebarea mea, doamna Tărlescu, pentru că s-au vorbit și știrea de invitații unii peste alții. Vreau să știu dacă ați simțit cumva, nu știu, ați simțit cumva o frustrare când ați văzut că trebuie să plătiți practic pentru cei din construcții, că practic ei au scăpat de plata taxelor, în afară de cea de pensii, dar practic au scăpat de pilonul 2, impozitul pe venit și la sănătate. Vreau să văd cum ați simțit când ați văzut că practic dumneavoastră veți susține bugetul de stat în locul lor, practic. Nu știu dacă v-aș spune, nu pot să zic că am fost frustrată sau că am avut un sentiment de genul, însă, exact cum am spus și până acum, cred că este extrem de important să ne uităm ori de câte ori apar modificări de genul și facilități de genul, ce se întâmplă în economie. Odată, ce se întâmplă în sectorul ăla, cât l-am ajutat și cum și-a revenit și ce rezultate, nu știu, mai bune a avut. Și doi, care este valoarea adăugată pe care sectorul respectiv o aduce în economie ulterior implementării măsurii respective. Cred că așa trebuie privite lucrurile și cred că ar trebui cumva, evident, să fim cu toții solidari și să, adică, evident, să ajutăm acolo și unde e nevoie, dar, din nou, văzând și care sunt rezultatele în urma de efortului depus. Cumva același lucru și pentru asta. Ok. Domnule Biriș, dumneavoastră cum ați simțit? Că dumneavoastră și dumneavoastră, dacă nu așa, Hora a cerut la un moment dat să se aplice același tip de facilitate în sectorul dumneavoastră, nu? Că așa mi-amintesc. Anul, la începutul anului ăsta sau la sfârșitul anului trecut, nu mai rețin exact, dar știu că văzusem, că s-a cerut o facilitate similară cu cea din construcții. Încă o dată. Termenul de frustrare probabil că e mult spus. Acum nu stăm și nu avem frustrări sau chestii de genul ăsta. Până la urmă, fiecare industrie își apără interesele. Noi, ca asociație patronală din industrie, încercăm să obținem cât se poate de mult pentru industria pe care o reprezentăm. Dacă la momentul respectiv s-a considerat că acolo a trebuit acordată această facilitate, bănuiesc că cineva a avut o anumită rațiune. Astăzi, eu cred că pentru noi ar fi o măsură extrem de benefică și ne-ar da nouă posibilitatea să ne desfășurăm activitatea în continuare. Încă o dată, înțelegând absolut toate punctele ridicate de domnul profesor, întru totul de acord cu ele. Dar știți cum, nu, adică în viața reală, eu înțeleg ce spune dânsul într-o chestie macro, într-o chestie poate într-un mediu ideal. Eu astăzi nu trăiesc în acel mediu ideal. Pentru mine este o luptă pentru supraviețuire și eu vă spun că dacă nu obținem aceste măsuri, pentru care încă o dată nu cerșim, noi am fost aleși un an și jumătate, ne-au luat de la joburile noastre și ne-au pus să ne luptăm cu pandemia. Așa s-a hotărât. Nu intru în discuție. Sunt multe alte domenii din economie care poate că erau mai expuse decât am fi fost noi și care au fost lăsați să funcționeze. Așa, da, bine, să sacrificăm această industrie Horeca. Nu este numai România, e peste tot în lume.
Dar peste tot în lume industria a fost foarte mult ajutată. În România ajutorul a fost extrem de mic în raport cu, cu impactul pe care noi l-am resimțit prin întreruperea activității pentru un an și jumătate. Iar acum încercăm să găsim anumite modalități mai bune, mai rele, astfel încât să putem să ne continuăm activitatea și să nu desființăm această industrie. Despre asta este vorba. Mai dorește cineva să spună ceva anume sau? Da, eu aș vrea să spun un ultim lucru. România are astăzi cea mai mică povară fiscală la nivelul european. Toate taxele strânse de România reprezintă aproximativ 25% din PIB. Suntem chiar sub Irlanda. Faptul că la nivel guvernamental s-a decis să nu se crească nicio taxă într-o perioadă în care vedem ce se întâmplă cu veniturile, este în sine o formă de ajutor. Deci lumea, nimeni nu observă faptul că în perioade de genul acesta pot fi și creșteri de taxe. Sigur că nu e frumos să zici, domnule, pe ce ne promitem ce avem deja. Nu. Ce avem deja în România este o excepție. Deci 5% impozit la dividende, 5-9% la TVA, micro-întreprinderi cu 1-3%, impozit specific, astea nu se mai întâmplă. Deci cine spune că e normal să fie așa, eu vă spun că nu e normal. Deci media veniturilor bugetare la nivelul european este de 48% din PIB. Dar noi este 25% din PIB. Deci avem cea mai mică povară fiscală din Uniunea Europeană. Iar faptul că spuneți că munca este scumpă, într-adevăr, suntem în medie ca muncă, dar pe celălalt tip de impozit, să știți că suntem în medie 14% la TVA. Nu cred că mai este vreun stat unde are pe costul de consum 14% la TVA. Deci, atunci când cerem ceva, trebuie să ne gândim că în logica, să zicem, bugetului de stat, trebuie pus la loc altfel. Iar nimeni, nu poți numai să tai și să nu pui nimic la loc. Iar atâta timp cât... Da, deci nu poți numai... De aceea, discuția trebuie să fie transparentă și eu cred că sectorul trebuie susținut să-și revină, însă cred că mai degrabă faci 2-3 programe de 120 de milioane de euro să ajuți un an, 2-3, decât să pui un genul măsurii de zero taxe, care după aia nu mai poți să iei niciodată înapoi. Adică asta este viziunea mea și așa cred că este și sănătos pentru sustenabilitatea finanțelor publice ale României și pentru credibilitatea noastră ca țară la nivel internațional, pentru că atunci când vii cu o măsură pe care nimeni nu mai are printre țările dezvoltate, care pur și simplu distruge bugetul de stat, nu știu câtă lume mai e dispusă să-ți dea vreun leu ca să-ți creteze datoria publică. Deci toate astea trebuie puse pe masă, pentru că dacă nu le punem pe masă, sigur, și toate sunt realități de zi cu zi, adică fiecare în domeniul lui de activitate. Și în rândul celor care fac macroeconomie, se ocupă de aceste finanțări pentru stat, deci în rândul industriilor specifice care se luptă la firul ierbii, cum se spune. Deci, din punctul meu de vedere, această măsură nu este deloc sustenabilă. Am enumerat astăzi toate argumentele de ce nu este. Cred că trebuie dezvoltate instrumente specifice pentru industriile care încă au probleme și este corect atât din cât au fost închiși statul să-și plătească datoriile în sensul să-i susțină, însă nu cu genul acesta de propune. Așa. Câteva cuvinte de încheiere, doamna Tărlescu? S-au spus atât de multe și cred că am spus atât de multe fiecare din noi, așa, unii peste alții, cumva același lucru. Da, ce să zic, am spus, măsura este o măsură atractivă, sună bine, ce să mai, oricine aude e bine. Eu îmi susțin în continuare punctul de vedere că trebuie făcut un impact și trebuie văzut exact ce se întâmplă în economie, ce se întâmplă la nivel de buget cu implementarea unei astfel de măsuri și de ce nu, cred că putem fi creativi și cred că pot exista inclusiv variațiuni pe temă, adică discutam de țări din Uniunea Europeană care, spre exemplu, au anumite plafoane scutite la impozit pe venit. Nu știu, zic, nu e ca și când am făcut din nou vreo cercetare amănunțită în zona asta, dar ne putem gândi, spre exemplu, la eliminarea impozitului pe venit pe salariu minim în ORECA sau în alte industrie. Adică putem să ne gândim și la alte soluții.